Iată-ne la Timișoara, la stadionul Dan Păltinișan, fost 1 mai, care va fi demolat pentru a lăsa loc noi arenei a Timișoarei. Am fost prezent la multe meciuri aici, multe meciuri mari. Meciul de referință, cred, este cel cu Atletico Madrid, câștigat de timișoreni cu 2-0. Îmi pare rău că n-am apucat să vă transmit niciun meci de pe acest stadion. Spre cinste lor, suporterii timișoreni au organizat această expoziție cu ocazia închiderii stadionului. Imagini cu foștii mari jucători ai lui Poli, amintiri de la meciuri mari. Iată fanionul lui Celtic Glasgow, cel eliminat de timișoreni. West Ham United, Locomotiv Leipzig. Iată medalia de la prima Cupa României câștigată de Poli în 1958 într-o finală cu Progresul București, 1-0 pentru Poli. Din recuzita suporterilor. Istoria unui meci antologic, în 1987, Poli Dinamo 2-1. Fanionul de la meciul retur, Real Madrid-Poli Timișoara. Și meciul cu Atletico Madrid, de care vă povesteam, am fost prezent la această partidă superbă. Și iată-ne la lojă, la tribuna 0. Iar acesta este stadionul Dan Păltinișan. Un stadion încărcat de legendă, încărcat de istorie. Îmi pare rău că se va demola, dar aceasta este viața. Așa arăta stadionul în zi de meci. Și tot în zi de meci. Inegalabilii suporteri timișoreni. Sperăm în revenirea lui Poli în prima ligă. Așa era pe vremuri. În încheiere, să mai aruncăm o privire asupra legendarului stadion pe care s-a scris o bună parte din frumoasa istoria lui Poli.
să mai citească. Uitați acolo cum au văzut acolo partea. Pe această tabelă apăreau în timpul meciului toate rezultatele etapei, în timp real. Mami, poți să-mi dau asta? Adio, stadionul Dan Păltinișan, așteptăm noul stadion din Timișoara.